Peste o mie de angajați din cei aproximativ 3.000 ai Spitalului Județean Timișoara s-au adunat în această dimineață în fața unității medicale pentru a protesta față de legea salarizării unitare. Oamenii sunt nemulțumiți de modul în care au fost calculate sporurile, spunând că au primit salarii mai mari doar medicii, pe când celelalte categorii de personal au venituri la fel sau poate chiar mai mici. Manifestanții au scandat lozinci împotriva guvernului și au cerut să se facă dreptate. Acțiunea a avut loc în cadrul unei greve de avertisment care s-a desfășurat la nivel național între orele 9 și 11, activitatea medicală nu a fost afectată, 30% dintre angajați asigurând serviciile pentru pacienți. Astfel de greve de avertisment au avut loc în majoritatea spitalelor din județul Timiș, printre acestea neaflându-se însă și spitalul din Lugoj. Protestul de la Timișoara s-a încheiat fără incidente, urmând ca angajații din unitățile medicale din județ să participe vineri la greva generală organizată la nivel național, dacă guvernanții nu le ascultă nemulțumirile.